Bună ziua și bine ați venit la un nou webinar organizat de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în domeniul educației și formării profesionale. De data aceasta, un webinar adresat organizațiilor și instituțiilor care doresc să depună proiecte de mobilitate pentru formare profesională în anul 2016. Numele meu este Miruna Covaci și în cadrul acestui webinar veți putea să intrați în dialog cu colegii noștri care lucrează pe proiecte de mobilitate de formare profesională. Webinarul va fi prezentat de către colegele noastre Sorana Vlad și Ioana Mera. Foarte pe scurt, o să vă indicăm cum se va derula această sesiune online. În prima parte a acesteia, colegele mele vă vor prezenta informațiile necesare pentru proiectele de mobilitate de formare profesională, urmând ca ulterior, într-o pauză de 10 minute, să puteți adresa întrebări. Întrebările le veți putea adresa numai în scris și recomandarea noastră este să așteptați până la momentul acelei pauze pentru a le adresa, întrucât este posibil ca pe parcursul sesiunii să vi se răspundă deja și de aceea am preferat să așteptați până la pauză. Urmează după acea pauză să revenim cu răspunsurile la întrebările pe care le adresați dumneavoastră. Mult succes! Bună ziua! Bine ați venit la întâlnirea noastră. Mă numesc Sorana Vlad și am plăcerea să vă prezint în cele ce urmează noțiuni despre conținutul formular de candidatură, urmând ca apoi colega mea, Ioana, să se ocupe de funcționalitatea acestui formular de candidatură pe care îl veți folosi când vă veți trimite candidatura. În ultima parte, așa cum a anunțat colega mea Miruna, veți avea ocazia să ne puneți întrebări, iar noi să vă oferim răspunsurile la ele. Ce este CAU VET? CAU VET este componenta programului Erasmus+, care permite instituțiilor VET să-și formeze profesional elevii sau formatorii și personalul în stagii în țările Uniunii Europene. Dar cine poate depune candidatura? Doar o instituție poate candida în CAU VET, nu o persoană fizică. Aplicantul va fi exclusiv așadar o instituție VET. Conform ghidului programului, vă rugăm să citiți cu atenție pagina 51, sau poate fi coordonatorul unui consorțiu. Cine pot fi participanții? Aceștia pot fi elevi, formabili sau ucenici în învățământul vocațional, în școli profesionale, licee și școli post-liceale, și tineri absolvenți de învățământ inițial în primul an după absolvire. Aceștia pot lua parte la stagii de formare într-o companie sau într-o instituție de formare profesională cu perioade de învățare practică într-o companie. Durata stagiului poate fi de la 2 săptămâni la 12 luni, stagiul desfășurându-se obligatoriu în altă țară din programul Erasmus+. Pot fi personal implicat în învățământul tehnic și vocațional. Acesta poate fi compus din lider a instituțiilor de formare profesională, profesor de discipline VET, formatorii din cadrul companiilor, persoanele responsabile cu formarea profesională, consilierii de orientare în carieră, administratori ai programelor de formare profesională, inspectori, doar cei în domeniul tehnic, vocațional și special. De la Consiliul Județean de Resurse și Asistență Educațională, doar cei care sunt implicați direct în consilierea, orientarea în carieră și asistența psihopedagogică elevilor din VET și elevilor din domeniul special, inclusiv prevenție și intervenție timpurie. De la Casa Corpului Didactic pot participa doar angajații proprii în calitatea lor de formatori și dezvoltatori de module de formare a ICCT, ceea ce înseamnă că toate activitățile pe care le vor derula trebuie să se axeze pe dezvoltarea profesională ca formator al ICCT. Durata mobilităților la care ei pot participa este de la 2 zile la 2 luni, excluzând timpul afectat călătoriei.
se vor desfășura obligatoriu în altă țară din programul Erasmus+. Aceste activități de formare pot fi participare la activități de formare prin clasamente de piața muncii, adică se desfășoară activitatea propriei funcției sale conform ghidului, teaching sau training assignment. Cu o precizare, nu poate fi vorba despre cursuri structurate. Activități de job shadowing sau de observare sau schimb de experiență în instituții de formare sau în alte organizații relevante. Sau misiune de predare într-o instituție parteneră. Când puteți trimite candidatura? Termenul limită va fi în acest an pe 2 februarie 2016. Îl puteți trimite până la ora 13, ora României. Acest formular este unul electronic care se va completa în limba română cu informațiile cerute în secțiunile componente. Atenție, pentru că există un număr maxim de caractere pentru fiecare câmp, 5.000 de caractere. În secțiunea C se vor oferi informații referitoare la instituțiile partenere implicate în proiect. Este necesar să existe minim 2 instituții implicate. Instituția de trimitere și instituția de primire. Instituția de primire va fi obligatoriu din altă țară participantă la program. Dacă aveți neclarități privind organizația dumneavoastră, dacă e de primire sau tipul acesteia, nu ezitați să ne contactați. Calitatea unui proiect depinde de cea a organizațiilor implicate. Este recomandabil să aveți de la bun început parteneri de primire și nu doar intermediari în proiectul dumneavoastră. Oricare dintre variante o veți alege, totul depinde de claritatea informațiilor și de relevanța acestora. Dacă singurul partener este de fapt o organizație cu rol intermediar, din datele pe care le furnizați, trebuie să reiasă foarte clar că acest aspect nu este sub nicio formă un impediment în desfășurarea cu succes a mobilităților prevăzute în candidatura dumneavoastră. Chiar dacă se admite existența doar a intermediarului și a instituției de trimitere în proiect, este cunoscut faptul că se poate negocia mai ușor cu partenerul de primire și aveți mai multă siguranță în implementarea proiectului. Nu uitați că pentru mobilitățile de personal, rolul unei organizații de primire poate fi jucat și de o organizație cu rol intermediar. Motivul este simplu. Adesea, activitatea acestora se desfășoară într-un număr foarte mare de instituții pe parcursul a doar 5 zile. Dacă instituția dumneavoastră candidează numai în numele acesteia, iar nu al unui consorțiu național, veți completa secțiunea C1 și apoi C2, duplicând secțiunea C2 în funcție de numărul de parteneri străini implicați. Dacă instituția dumneavoastră este un consorțiu, veți lista corespunzător și veți completa rubricile din secțiunea C1.3 și restul aferente consorțiului. Dar ce este un consorțiu? Consorțiul este o grupare de minim 3 instituții din România care se asociază pentru implementarea unui proiect. Obligatoriu este ca una din instituții să fie coordonator, iar cel puțin 3 instituții din consorțiu să fie VET. Precizăm că trimiterea participanților poate fi făcută doar de către organizațiile VET, restul instituțiilor care nu sunt VET, putând avea rol în coordonare, în monitorizare sau diseminare, evaluare, etc. De exemplu, Clubul Copilor sau Asociația pentru Tineri discută cu 3 colegi VET din regiune pentru a organiza un stagiu de formare pentru elevii acestora, care sunt și membri în cadrul organizațiilor respective. Această organizație poate juca rol de coordonator, dar nu și de trimitere. La trimiterea candidaturii, coordonatorul consorțiului va adăuga scrisorile de mandat, care sunt încheiate între coordonator și organizațiile instituțiilor din consorțiu și care îl mandatează pe coordonator să acționeze în scopul depunerii candidaturii și a implementării proiectului. Modelul pentru scrisorile de mandat îl găsiți pe site-ul nostru în secțiunea Documente și formulare utile. În secțiunea C1.3 se va prezenta pe scurt organizația. Dacă ea este de mare anvergură, se vor prezenta doar părțile relevante pentru tematică și proiect.
Mai jos, se vor face referire la echipa de proiect, nu la participanți. Ce competențe au, cu ce se ocupă, experiența precedentă în acest domeniu. Se pot oferi și informații referitoare la rolul atribuit în echipa de gestiune a proiectului. Secțiunea D. Pentru European Development Plan. Această secțiune este relevantă și obligatorie pentru deplasarea staffului, însă se poate extrapola dacă se dorește și se poate completa și pentru mobilitățile elevilor. Este obligatoriu ca planul de dezvoltare europeană să se construiască plecând de la planul de dezvoltare al instituției sau de la planul local de acțiune în învățământ. De exemplu, pentru construirea planului de dezvoltare europeană propriu proiectului, răspunzând adecvat întrebărul în această secțiune. Se poate ca personalul instituției să se întâlnească la nivelul catedrei și să extragă aspectele ce trebuie îmbunătățite în ceea ce privește internaționalizarea din planul de dezvoltare al instituției. Se poate utiliza analiza de nevoi, cum ar fi analiza SWOT. Rar se întâmplă ca organizație să nu aibă un plan de dezvoltare instituțională de la care să pornească în răspunderea aceste întrebări. Practic, ceea ce se dorește este să devină evident că aveți o strategie care răspunde unor nevoi preexistente. Acestea trebuie să fie reale, fundamentate și vizibile oricând în cazul unei analize. Trebuie să precizați cum activitățile propuse în acest plan vor contribui la depășirea problemelor identificate. Explicați apoi cum vor fi folosite competențele și experiențele acumulate de participanți într-o strategie de dezvoltare ulterioară și în ce va consta aceasta. În secțiunea E, dedicată descrierii proiectului, veți motiva de ce este nevoie de acest proiect în instituția dumneavoastră. Se pleacă de la analiza situației, se identifică nevoile de formare ale grupurilor ținte implicate și se precizează obiectivele specifice ale proiectului. Recomandăm ca acestea să fie construite SMART, adică specifice, măsurabile, accesibile, relevante și încadrate în timp. Atunci când arătați modalitatea prin care v-ați ales partenerii potriviți, nu uitați să corelați experiența acestora cu nevoile identificate și obiectivele propuse. Nu uitați să precizați prin ce activități macro, nu doar mobilități, veți îndeplini cele propuse. De asemenea, este important să menționați activitatea anterioară, relevantă, a partenerului corelată cu tematica și obiectivele proiectului. În secțiunea dedicată profilului participantului, în secțiunea F, veți preciza din cine este format grupul țintă. De exemplu, 24 de persoane din clasa 10, calificarea tehnician în hotelărie, profilul servicii. Care sunt nevoile acestora de formare și cum veți realiza selecția participanților care vor alcătui grupul țintă. Etapele procesului de selecție sunt stabilirea criteriilor de selecție. De exemplu, competențe profesionale, specializare, nivelul de educație și formare profesională, cunoașterea limbii străine folosită în mobilitate, etc. și anunțarea în mod public a selecției. Organizarea procesului de selecție. Numirea prin decizie internă a comisiei de selecție, respectând regula evitării conflictului de interese. Stabilirea probelor de selecție. De exemplu, probă pentru atestarea competențelor profesionale, probă privind cunoașterea limbii străine folosită în mobilitate, interviu, etc. Informarea în timp a celor interesați privind conținutul dosarului de candidatură, probele, data și locul selecției. Realizarea selecției. Probe, evaluarea candidaturii, finalizarea listelor din care să reiasă candidații aprobați și cei cu statut de rezervă. Se recomandă să existe persoane cu statut de rezervă pentru că în cazul în care unul din candidați sau mai mulți din aprobați nu poate participa la plasament sau la mobilitate, să nu fie necesară organizarea unui nou proces de selecție. E bine să amintim că principiile după care trebuie să se ghideze selecția sunt
principiul egalității de șanse, al transparenței și al evitării conflictului de interese. Așadar, listele vor conține participanții admiși, rezerve și respinși în ordinea descrescătoare a punctajului. Participanții minori pot fi însoțiți de o persoană însoțitoare dacă grupul conține cel puțin 7 minori în momentul deplasării în mobilitate. De exemplu, la un grup de 15 minori se admit maxim 2 persoane însoțitoare. În secțiunea F1, precizați competențele și abilitățile ce vor fi dobândite în stadiul de formare. Dacă în proiect aveți grupuri mixte, răspundeți diferențiat pentru fiecare categorie sau specializare în parte. Profesor versus elev, clasa 11 versus clasa 12, specializarea tehnician-mecatronist versus tehnician-electronist. În cazul în care intenționați să utilizați instrumente naționale de certificare, vă reamintim că acestea sunt luate în calcul pentru stagiile de lungă durată. Pentru mobilitățile mai scurte, există cadrul legal reglementat prin legea învățământului, prin care perioada de practică poate fi recunoscută ca parte a unui ciclu de formare complet. De exemplu, un modul de practică este recunoscut și echivalat la întoarcerea în țară la elevi. Pentru participanți, este obligatoriu să folosiți documentul de mobilitate Europass, care este principalul instrument de recunoaștere și validare a stagiului. Documentul va fi validat de către organizațiile de primire după analiza rezultatelor evaluării finale. Menționăm că persoana însoțitoare nu va avea document de mobilitate Europass. În secțiunea G1 veți indica cum veți planifica mobilitățile din punct de vedere logistic, arătând fiecare partener în proiect ce atribuții are. Cine se ocupă de cazare, de călătorie sau asigurări, vize, etc. Un proiect de calitate cu un management puternic presupune încheierea înțelegerilor convențiilor într-un mod clar și transparent și pentru acest lucru vor fi incluși și participanții în acest proces. Acordurile de formare sunt încheiate înaintea participării la stadiul de formare și conțin toate activitățile la care vor lua parte participanții cât mai detaliat posibil, ținând cont de limita de spațiu și de grupurile ținte. Dacă intenționați să utilizați EGVET, indicați cum veți folosi memorandumul de înțelegere. În secțiunea G3, indicați ce va presupune pregătirea participanților pentru stagiu. Vă recomandăm să le oferiți atât pregătirea pedagogică, cât și pregătire lingvistică și culturală, descriind în ce constă acestea. Un accent deosebit se pune pe pregătirea pedagogică. Aceasta include pedagogia stagiului, de exemplu, informații despre organizația de primire, locul de muncă, aspecte specifice de comunicare, elemente de cultură organizațională, recomandări referitoare la modalitatea de desfășurare a activității practice. Prezentarea generală a programului Erasmus+, prezentarea proiectului, temă, scop și obiective, finanțare, destinația cheltuielilor, valorificarea rezultatelor, prezentarea sintetică a contractului de finanțare a proiectului, încheiat între Agenția Națională și beneficiar, prezentarea contractului pentru mobilitate, prezentarea acordului de formare sau a programului de lucru și prezentarea modului în care se va face evaluarea, validarea și certificarea competențelor dobândite în urma mobilității. Prezentarea modului de completare a raportului participantului în Mobility Tool. Participanții este bine să beneficieze de pregătire lingvistică pentru limba de comunicare folosită în mobilitate și sau limba vorbită în țara gazdă, ca și de pregătire culturală în ceea ce privește zona în care vor sta temporar. În secțiunea H, adresată principalelor activități, vă recomandăm să vă axați pe descrierea în ordine cronologică a mobilităților efective, indicând și perioada în care le-ați planificat și activitățile ce urmează să fie desfășurate, informații pe care le veți relua apoi și în tabelul H1. Alături de activitățile de mobilitate ale elevilor sau staffului,
Veți descrie pe scurt activitățile de management pe care le veți desfășura, de exemplu, activități de pregătire, de monitorizare sau de seminare, de evaluare sau altele și cine este implicat în ele. Pentru implementarea optimă a proiectului este necesară o bună comunicare și cooperare între parteneri. Vi se cere descrierea mijloacelor de comunicare și cooperare folosite cu partenerii din proiect. Monitorizarea în timpul plasamentului este o activitate de observare sau supraveghere a activității participanților pentru a se asigura îmbunătățirea acesteia. Se vor descrie modalitățile specifice prin care are loc monitorizarea. Prin telefon, fax, poștă electronică, rapoarte ale participanților sau ale partenerilor externi, vizite la fața locului, etc. și cine o efectuează. În cazul vizitelor de monitorizare, se poate preciza, de exemplu, că va exista o persoană în echipa proiectului care are calitatea de monitor, obiectivele monitorizării și atribuțiile monitorului. Persoana însoțitoare poate prelua și rolul de monitor, dar nu și de staff. În cazul în care aveți nevoie de persoană însoțitoare pentru grupurile de minori, veți explica această necesitate. Vă reamintim în regulă că e permisă o persoană însoțitoare la 7 minori. În secțiunea I, veți explica impactul ce se va obține la toate nivelurile, asupra participantului și a instituțiilor implicate, dar și la nivel local, regional, național, european sau internațional. Deoarece impactul reprezintă un punct cheie al proiectului, vă recomandăm să explicați impactul în termen concret și pe termen scurt, mediu și lung. Oferiți și exemple de rezultate transferabile ale proiectului dumneavoastră. În ceea ce privește diseminarea, vă recomandăm să vă alcătuiți un plan de diseminare în care să precizați cine diseminează, cu ce mijloace, unde și când, dar și cui diseminează. Secțiunea de evaluare nu se adresează evaluării participanților, ci a proiectului în general. Vă recomandăm să precizați aspectele cele dorite să le evaluați, ca de exemplu, gradul de atingere al obiectivelor, calitatea activităților, gradul de satisfacere a părților implicate și să vă alcătuiți o strategie de evaluare care să cuprindă și o evaluare inițială, dar și pe parcurs și final. Precizați cine evaluează, cu ce mijloace face evaluarea și când are aceasta loc. Ultima parte din conținutul formularului este sumarul, unde Vă sunt indicate o serie de elemente pe care trebuie să le conțină și de care trebuie să țineți cont. Reluăm pe scurt informațiile furnizate deja în aplicație. Această secțiune se va completa în limba română. Dedesubt se va trece sumarul în limba engleză, respectând conținutul sumarului în limba română. Vă rugăm insistent ca această traducere să nu o faceți pe Google Translate. În acest moment, am încheiat partea de conținut a formularului de candidatură, urmând ca cele ce urmează, colega mea Ioana să vă dea informații despre funcționalitatea formularului de candidatură. Bună ziua! Numele meu este Ioana Sticea Mera. Sunt responsabilă de Helpdesk pe IT și, în același timp, sunt persoana care vă va oferi informații privind formularul de candidatură. Și nu doar funcționalitatea acestuia, ci și unde se găsește, cum îl descărcați și cum îl utilizați. Cel mai ușor mod de a găsi formularul de candidatură este, bineînțeles, pe site-ul agenției noastre, în secțiunea Erasmus+. Ceea ce înseamnă că vă veți loga pe www.erasmusplus.ro. După ce ați intrat pe site, aveți o secțiune care se numește Documente 2016, unde veți găsi și formularul de candidatură. Veți vedea că site-ul este dispus de așa natură, încât să aveți acces și la documentele relevante din 2015. Dar să începem cu cele relevante pentru acest an. Veți avea ghidul programului în limba engleză,
Acesta a apărut și în limba română, îl găsiți pe site-ul Comisiei și urmează să fie urcat și la noi, doar că înainte, bineînțeles, că va trebui verificat, să ne asigurăm că toate informațiile de acolo coincid cu cele în engleză. Vă reamintim că atunci când folosiți ghidul programului, întotdeauna să vă referiți în primul rând la ghidul în limba engleză, care este cel oficial și unde nu vor exista informații pe care să stea sub semnul întrebării, cum se întâmplă în varianta celor traduse. Veți găsi, bineînțeles, aici posibilitatea de a găsi parteneri de cursuri pentru alte tipuri de proiecte și după aceea treceți în secțiunea de formulare de candidatură. Această secțiune începe cu un ghid de completare al formularului de candidatură Erasmus+, care a fost creat de comisie, un link către calculatorul automat pentru distanțe și, bineînțeles, aveți secțiunea webinar, unde veți putea intra să revedeți webinarul de față. Formularele de candidatură apar ca atare și se descarcă într-o arhivă. Noi vom descărca cel pentru proiecte de mobilitate pentru formare profesională în VET. Vom salva fișierul. Și după aceea îl vom deschide. Dacă formularul dumneavoastră nu poate fi deschis din arhivă, vă rugăm foarte frumos să vă descărcați fie quiz sau RAR pentru a-l desface din respectiva arhivă. Ceea ce vom face și noi acum, pentru a ne asigura că și dumneavoastră urmați aceleași indicații. Vă reamintim că acest program, această aplicație, este una liberă și nu vi se vor solicita bani ca să o descărcați. Este o singură dată când trebuie să faceți acest lucru și îl veți putea folosi și pe viitor, pentru că absolut toate documentele care se încarcă în acest format, care se numește e-form, pe site-ul agenției, sunt toate arhivate. Vă rugăm mult ca atunci când îl descărcați pentru prima oară să verificați ca să-l puteți folosi în mod corespunzător. Bun. Vom reveni din nou la ceea ce am descărcat, la formularul nostru de candidatură. Și acum îl putem vedea. Când îl descărcați pentru prima oară, vă rog foarte frumos să-l extrageți și să-l salvați undeva în calculator. Să-l redenumiți astfel încât să fie relevant pentru dumneavoastră. Vom aștepta să se deschidă. La ce trebuie să fiți atenți este dacă ați descărcat formularul corect, dacă știți foarte clar către ce agenție îl transmiteți, în cazul acesta către agenția din România, și toate aceste elemente le veți identifica în momentul deschiderii lui. O să încercăm să remediem aceste probleme tehnice.
Bună ziua! Sper că mă auziți în continuare. Ne cerem scuze, am avut câteva probleme tehnice din cauza conexiunii la internet. Bun, ni s-a deschis un formular de candidatură. Acest formular de candidatură, după cum v-am spus, verificăm în primul rând să fie cel de care am nevoie și anume trebuie să-mi apară în prima parte sus că este pentru acțiunea cheie 1 și că este pentru mobilitatea elevilor sau stagiarilor din VET și a cadrelor didactice sau a staffului din același domeniu. În prima secțiune aveți informații generale privind contextul în care se folosește acest formular, privind bugetul și, bineînțeles, privind anexele sale. Apoi, în secțiunea legată de context, vă va apărea acțiunea pentru care candidați, pentru ce apel, pentru ce an, care rundă și, bineînțeles, care este termenul limită. Ce dorim să vă atragem atenția este că absolut toate chenarele care sunt cu gri nu pot fi modificate. Și atunci, ce ne interesează în primul rând? Ne interesează ca la limba utilizată pentru completarea formularului să selectăm limba română. În caz contrar, dacă selectați, de exemplu, engleza, franceza sau germana, nu veți mai găsi sumarul acela la final. Și de asemenea, vă reamintim că este obligatoriu ca absolut toate candidaturile să fie completate în limba română, fără a folosi diacritice. Veți introduce apoi titlul proiectului. Dacă aveți un acronim și doriți să-l faceți cunoscut, data la care va începe proiectul dumneavoastră. Dacă aveți proiect de un an, veți observa că puteți să alegeți orice dată, dar în momentul în care veți selecta o perioadă mai lungă de 24 de luni, aceasta va începe obligatoriu la data de 1/6 pentru anul care urmează, adică pentru 2016. Haideți să alegem o secțiune atunci de la 1/6 din anul următor și, bineînțeles, spunem ce durată vrem să aibă proiectul nostru. Veți observa că puteți alege mai multe durate, dar pe noi ne interesează un proiect de 2 ani și primim, bineînțeles, și data la care se va încheia. Aceste date sunt datele între care trebuie să vă dispuneți și activitățile pe care le veți completa în formular. Trecând în secțiunea următoare, trebuie să selectați agenția națională către care transmiteți candidatura. Obligatoriu, în cazul nostru, este RO01 România. E foarte important ca în această secțiune să selectați corect agenția, pentru că de ea depinde inclusiv calculul bugetar din formular. Aveți apoi, bineînțeles, secțiunea în care introduceți partenerii. Și la parteneri aveți nevoie de PIC. Primul PIC este cel al organizației aplicante sau a coordonatorului, dacă ați avea un consorțiu. Haideți să utilizăm un PIC. După ce l-ați introdus, îi dați check PIC și veți observa informațiile relevante. Vă rugăm foarte frumos ca atunci când formularul vă cere drepturi de a accesa internetul, să răspundeți întotdeauna pozitiv. Apar datele partenerului sau în cazul acesta al aplicantului meu. Acestea sunt foarte clare. Verific ca acestea să fie corecte cu ceea ce există în realitate și, bineînțeles, trec mai departe. Ceea ce nu se transferă din secțiunea de PIC face referire la tipul organizației pe care îl voi selecta din listă și pot avea mai multe variante. Dar în cazul nostru avem o școală, institut sau centru vocațional pentru domeniul VET. Apoi, dacă sunteți sau nu organizație publică, aceste date se preiau din PIC, deci vă rugăm frumos să fie corecte. În cazul în care nu sunt, nu uitați că modificarea trebuie să o operați în URF în PIC și apoi să reveniți, să reintroduceți PIC-ul dumneavoastră în formular. Numărul total de staff cu care lucrează instituția, noi vom introduce un număr la nimereală, un număr relativ, dar dumneavoastră trebuie să introduceți exact cifrele
care le aveți în cadrul instituției, numărul total de formabili sau elevi în cadrul instituției și apoi, bineînțeles, voi da validate. Secțiunea de validare face următorul lucru. Îmi spune care secțiuni obligatorii au rămas necompletate. Ea nu salvează. Pentru a salva formularul, trebuie efectiv să-l salvați. Bun. Să salvăm formularul. După ce răspundem la consorțiu nou, pentru că depunem în cazul nostru pentru o singură instituție, din partea de file îi veți da save as și, după cum v-am spus la început, îl redenumiți astfel încât să fie relevant pentru dumneavoastră. Puteți să-i spuneți proiect VET 2016, de exemplu. Și îl salvați într-o secțiune de unde știți că îl veți găsi întotdeauna, vă rugăm frumos. Pierderea unui formular poate duce și la pierderea informațiilor din el dacă nu i s-a dat submit. Apoi urmează să completați fiecare secțiune după indicațiile pe care vi le-a oferit colega mea Sorana și să introduceți inclusiv reprezentantul legal. Reprezentantul legal nu se transferă odată cu informațiile instituționale din PIC. La fel și persoana de contact. Vă reamintim că pentru mobilitățile cu o durată mai mare de 30 de zile, excluzând călătoria, aveți dreptul la pregătire lingvistică pe platforma OLS a Comisiei. Și nu doar asta, dar în cazul în care depășiți această perioadă de 30 de zile, participanții dumneavoastră sunt obligați să iau un test preliminar și unul final pentru limba de mobilitate sau pentru limba de comunicare în proiect. De aceea, în cazul în care introduceți persoana de contact, nu uitați să specificați dacă aceasta este și persoana de contact pentru platforma online, pentru pregătirea lingvistică. Dacă răspunsul este nu, atunci vi se spune că trebuie să aveți cel puțin o persoană de contact pentru pentru această secțiune și aveți posibilitatea de a adăuga încă o persoană de contact. Recomandarea noastră este ca persoana de contact din proiect să fie persoana de contact și pentru OLS. Dar nu uitați, doar pentru mobilitățile care depășesc 30 de zile. În caz contrar, aveți maxim o persoană de contact. Bun. În următoarea secțiune introduceți PIC-ul organizațiilor partenere. Toate organizațiile partenere din proiectul dumneavoastră trebuie să aibă PIC. În caz contrar, nu îi puteți utiliza ca parteneri. Și trecând peste secțiunile relevante care le veți completa conform indicațiilor de conținut, veți ajunge la o altă întrebare de funcționalitate care se referă la tematicile din proiectul dumneavoastră. Aveți o listă mai lungă și puteți adăugați mai multe. De exemplu, putem alege Access for Disadvantaged și dând click pe plus, voi adăuga următoarea tematică. E puțin credibil să aveți un număr foarte mare de tematici într-un proiect. Un număr relativ acceptabil și credibil se învârte în jurul cifrei 3. Dar, bineînțeles, toate aceste lucruri depind de anvergura proiectului dumneavoastră. Următoarea secțiune în care trebuie să intrați în funcționalitate e secțiunea pentru Learning Outcomes. Astfel sunt unitățile de rezultate ale învățării, unde vorbim de instrumentele pe care le veți utiliza pentru a recunoaște competențele dobândite de participanți în mobilitate. Dând click pe plus, puteți alege instrumentele. Obligatoriu, trebuie să aveți documentul de mobilitate Europass. Dacă și numai dacă folosiți ECVET, și vă reamintim, ECVET se folosește la stagiile pentru tineri din domeniul VET, numai atunci adăugați ECVET. Dacă nu intenționați să utilizați ECVET sau nu este posibil în cazul dumneavoastră să utilizați ECVET, vă rugăm să nu îl selectați. Selectarea acestuia, fără ca el să fie relevant pentru dumneavoastră, va duce la depunctare în cazul unei evaluări.
Ajungeți în secțiunea H1. Aceasta este prima secțiune în care dumneavoastră trebuie să înregistrați mobilitățile. Mobilitățile se înregistrează odată pe tipul de activitate. În cazul nostru există 4 tipuri de activitate: Staff Training Abroad, Teaching Training Assignment, Vet Learner Traineeship in Companies și Vet Learner's Traineeship in Vocational Institutes Abroad. Staff Training Abroad se referă la partea de job shadowing, e partea de schimb de experiență. Teaching and Training Abroad se referă la misiunile de predare. Mare atenție, misiunea de predare înseamnă că cadrele respective se duc și desfășoară activitatea lor într-o altă instituție. E un soi de plasament. Vet Learners Traineeships in Companies Abroad se referă la acele stagii de practică care au loc direct la operatorii economici. Vet Learner Traineeships in Vocational Institutes Abroad se referă fie la o parte mixtă, unde o parte din stagiu se realizează în laboratorul unui institut vocațional, dacă nu există posibilitatea de a ajunge la operatori economici, sau se realizează o parte acolo și o parte la un operator economic. Noi vom alege Vet Learners Traineeships in Companies Abroad și avem posibilitatea în acest moment să selectăm detaliile mobilității noastre. Mobilitățile se împart în funcție de țara de destinație și perioada în care se desfășoară pe așa numite fluxuri. Și anume, dacă voi avea mai multe grupuri în cadrul unei activități tip de stagiu în companie, care se desfășoară în țări diferite și în perioade diferite, voi avea mai multe fluxuri. Și vă voi da un exemplu. Țara de origine este obligatoriu România, iar țara de destinație trebuie să fie una din țările participante la program și eligibile pentru secțiunea VET Mobilități. Puteți să verificați exact care țări sunt eligibile pentru mobilitățile de formare profesională în ghidul programului. Noi vom alege aici, să spunem, Danemarca. Banda de distanță o selectați folosind acel calculator de distanță pe care vi l-am arătat pe site-ul nostru, pe site-ul agenției. Apare în secțiunea de formulare de candidatură, link pentru calculatorul automat pentru distanțe. Și se calculează de la punctul de origine până la destinație, adică până la localitatea, până la localitatea în care se află organizația dumneavoastră de primire. Și arată în felul următor. Să alegem în cazul nostru Craiova, cum apărea în picul instituției noastre. Și ne vom duce în Danemarca. Unde dorim să mergem noi în Danemarca? Mergem în Copenhaga. Și dăm click pe Calculate și primim o bandă de distanță. În baza acestei benzi de distanță, ni se calculează valoarea maximă care o putem primi per individ, deci grantul maxim per individ, pentru o călătorie dus-întors de la origine la destinație și înapoi, ca să fie foarte clar. Bun, și atunci am voi alege banda de distanță între 500 și 1999 de kilometri. Apoi, am durata. Dacă durata mea nu este în luni și o lună înseamnă 30 de zile, voi selecta strict durata în zile. Durata în zile o calculez, asigurându-mă că prima mea zi de mobilitate și ultima mea zi de mobilitate sunt zile de lucru. Prin urmare, ar trebui să încep luni și să termin într-o vineri. Pentru că am ales o mobilitate pentru elevi, durata minimă trebuie să fie de 10 zile lucrătoare. 10 zile lucrătoare înseamnă, dacă ar fi să le dispun pe săptămâni,
că acopăr 2 săptămâni și acopăr la mijloc un weekend. Prin urmare, dacă vreau să aleg astfel, voi alege 12 zile. Dacă... O secundă. Așa, 12 zile. Și apoi trebuie să mai selectez durata călătoriei. Numărul maxim de zile care le pot primi pentru călătorie sunt de 2 zile. Astfel, în situația mea, pentru că vreau să încep luni și să termin vineri, voi călători duminică, înainte de luni, și sâmbătă. Sau cel puțin, acestea sunt maximul de zile de călătorie pe care eu îl pot solicita. Așa, numărul de participanți. Având în vedere durata, banda de distanță și țara de destinație, voi decide câți participanți vor pleca la partenerul meu din Danemarca. În cazul nostru, hai să spunem că sunt 8. Bun. Acum, ce vreau să fiți atenți este că acest număr care îl trec aici de 8 participanți poate să includă și maxim o persoană însoțitoare. Veți vedea în josul tabelului. Apoi, trebuie să bifez dacă am participanți cu nevoi speciale, pentru că pot solicita fonduri suplimentare. În cazul nostru, nu avem astfel de situații. Dacă vreunul dintre participanții mei este ucenic, nu am nici astfel de situații. Dacă dintre cei 8 participanți am vreun participant cu oportunități reduse, e foarte dificil în majoritatea cazurilor să decidă asta, dar se pot face estimări la nivelul instituțiilor din care veniți, mai ales în rândul elevilor, bazându-vă pe datele care le aveți deja în instituție. Și atunci putem spune că da, am 4 persoane cu oportunități reduse. Iar în ultima secțiune sunt întrebat dacă din numărul total de participanți există vreo persoană însoțitoare. Astfel, eu am zis că am 8 participanți. Dacă am minim 7 minori, eu pot să solicit o persoană însoțitoare. În cazul nostru, asta este adevărat. Și atunci solicităm și o persoană însoțitoare. În momentul de față, mi-am introdus prima mea activitate. Dacă mai am încă un flux, care pleacă tot din România, bineînțeles, dar de data asta pleacă în Germania, de data asta nu vom mai calcula banda de distanță, dar o vom alege pe aceeași. Din nou, sunt întrebat durata în luni, în zile extra și, bineînțeles, durata totală, excluzând zilele de călătorie. De data aceasta vreau să am 15 zile de activitate. Atunci voi alege, bineînțeles, plus 2 weekenduri la mijloc, voi alege 19 și 2 zile de călătorie. Numărul meu de participanți de data asta îl vom mări la 14. Din nou, nu voi avea persoane cu nevoi speciale, nu voi avea nici ucenici și de data asta nu voi avea nici persoane cu oportunități reduse. Se pune acum întrebarea, care este numărul maxim de persoane însoțitoare pe care îl pot solicita? Având în vedere că vorbim de numărul maxim de persoane însoțitoare din numărul de participanți care l-am menționat în această secțiune, voi observa că folosind regula preexistentă, nu pot solicita mai mult de o persoană însoțitoare. De asemenea, vă aducem aminte că este insuficient să solicitați persoane însoțitoare dacă în text, în conținut, nu argumentați de ce sunt acestea necesare și faptul că există numărul minim de participanți minori. În cazul meu, nu voi solicita nicio persoană însoțitoare pentru că toți participanții mei sunt majori. Și asta este toată pentru o singură activitate. Acum pot să adaug o altă activitate, pentru că, după cum bine știți, proiectele în VET nu sunt doar pentru elevi sau formabili, ci sunt și pentru cadre didactice sau pentru cadre ca atare, având în vedere că vorbim și de inspectorat, CJRAE și CCD. Și atunci mai adaug o activitate și introduc datele relevante. Pentru că vreau să fac un schimb de experiență, voi zice că se duc în staff training abroad. Bineînțeles că se deplasează în continuare din România. Țara de destinație să fie Franța.
banda de distanță, să o facem un pic mai mare, să spunem că am calculat-o și că este mai mare, plecăm din București, de exemplu, poate să fie între 2000 și 2999 de kilometri. Durata totală. Ce se întâmplă acum? La cadrele didactice, durata minimă, la stat, durata minimă este de 2 zile, excluzând călătoria. Din nou, dacă vreau să încep de luni și să termin vineri, voi alege o durată relevantă, și anume 5 zile de activitate și 2 zile de călătorie, cum îmi este permis. Numărul de participanți. Din nou, mă voi gândi foarte bine dacă am nevoie de număr, de cât participanți am nevoie, și mă voi baza pe informațiile care le-am introdus la secțiunea de selecție, deci la profilul participanților. Noi îi spunem că avem 5 participanți. Sunt apoi întrebat dacă în grupul de participanți există vreo persoană cu nevoi speciale. În cazul în care există, în secțiunea dedicată din buget, voi putea solicita sume suplimentare. În cazul nostru nu avem asta, deși am putea. Haideți să încercăm să vedem ce se întâmplă în secțiunea de buget. Și bineînțeles, mai am și posibilitatea de a cere o persoană însoțitoare. Acum, acest formular este construit să fie disponibil pentru toate țările din Uniunea Europeană. Și se poate ca anumite agenții să permită să existe o persoană însoțitoare. În cazul României, însă, nu se întâmplă lucrul ăsta. Astfel că vă rugăm ca la persoană însoțitoare, pentru staff, să fie trecut 0. Și mă uit peste activitățile care le-am creat, peste fluxuri, și încerc să-mi dau seama dacă mai trebuie să modific ceva. Când mă uit peste ele, observ că, de fapt, se poate întâmpla că am greșit perioada de mobilitate pentru cel de-al doilea flux din Germania și că, de fapt, aceștia vor sta un număr total de 5 săptămâni, ceea ce înseamnă 5 weekenduri și 33 de zile. În momentul de față, pentru aceștia am dreptul să solicit bani pentru pregătire lingvistică sau pregătire pe platforma OLS. Voi trece de la această secțiune și voi intra în partea de buget. Bineînțeles că am o sumarizare a ceea ce am solicitat. Veți observa că, spre deosebire de înțelegerea aceasta cu fluxuri, când îmi apar aici sumarizați toți participanții care i-am introdus, aceștia apar pe activități. Ajungem în secțiunea de buget. În secțiunea de buget, prima parte care mi apare este partea de călătorie. Veți observa că aceste căsuțe roz sunt editabile. Noi vă rugăm să nu le editați. Singurul care puteți să-l faceți este să cereți bani de călătorie pentru un număr mai mic de participanți. Ceea ce nu se întâmplă. Poate există undeva o instituție care dorește să acopere singure cheltuielile pentru una dintre călătorii, dar asta este mai rar. Vă rugăm să nu umblați în aceste secțiuni. Apoi aveți partea de suport individual. Ce trebuie să observați este că vă apare durata pe participant incluzând zilele de călătorie, apoi vă apare numărul de participanți excluzând persoanele însoțitoare și, bineînțeles, grantul pe fiecare participant. Iar în următoarea secțiune apar persoanele însoțitoare și granturile aferente acestora. În final, vă apare grantul total pe această secțiune de buget. Aveți apoi secțiunea de organizational support, care este sprijinul organizațional pe care îl primește organizația. Acesta se calculează luând în considerare numai participanții, nu și persoanele însoțitoare. Intrați apoi în secțiunea de pregătire lingvistică. După cum veți citi, există momentan posibilitatea de a evalua lingvistic și este obligatoriu pentru perioade de mai mari de 30 de zile participanții la toate limbile înșirate în această secțiune. Apoi vor apărea va trebui să selectați numărul de participanți care își realizează mobilitatea într-una din aceste limbi. În cazul nostru, avem 14 participanți care se deplasează în Germania.
Prin urmare, ei vor avea acces pe platformă. În următoarea secțiune ne întreabă care este numărul de participanți care vor avea nevoie de sprijin lingvistic, de, nu doar de evaluare, ci și de curs, la limbile preexistente, în prima grupă, germană, engleză, spaniolă, franceză, italiană și, bineînțeles, daneză, cu toate că avem un flux în Danemarca și avem un flux de staff care se duce în Franța, singurii care sunt eligibili sunt în continuare cei 14 participanți care au mobilitatea mai mare de 30 de zile. Deci voi selecta 14, iar în următoarea secțiune voi trece 0. Următoarea secțiune se referă la sprijinul pentru nevoi speciale. Noi am selectat că avem o persoană cu nevoi speciale. Nu apare un câmp predefinit, ci trebuie să-l adăugăm noi. Adăugăm câmpul respectiv. Solicităm suma de care avem nevoie. În cazul nostru să spunem că este vorba de 300 de... Aici. Selectăm suma de care avem nevoie. În cazul nostru pot să fie 300 de euro. Motivația poate fi diversă, inclusiv, de exemplu, sprijin pentru închirierea unui scaun cu rotile, în țara gazdă, dacă există această posibilitate. Selectez activitatea. În cazul nostru ne aducem aminte că este vorba de a doua activitate pentru staff, adică a doi. Numărul de participanți apare automat, dar aici trebuie să descriu exact de ce am nevoie de acești bani, ținând minte de faptul că sunt costuri care trebuie justificate. Ce am scris în acest moment este prea puțin. Trebuie să justific suma, să explic în ce formă voi folosi banii și în ce ponde. Apoi, dacă țineți minte, la costuri excepționale am trecut 4 participanți din primul flux de la activitatea 1. Voi adăuga tipul activității, numărul de participanți, mie mi-apar 22 pentru că atât de mulți participanți am, dar eu am selectat doar pentru 4 această sumă, prin urmare voi modifica 22 cu 4. Voi trece suma de care am nevoie per total, în cazul nostru poate să fie 400 de euro, și descrierea costurilor poate fi vorba de echipamente pentru desfășurarea activității. Dar din nou nu este suficient, trebuie să intru în detaliu. Ce fel de echipamente? De ce? Trebuie să reiasă că acel cost e relevant. Cel mai simplu exemplu ar fi dacă trimit pe cineva să lucreze în domeniul agriculturii, este posibil ca la organizația de primire sau la serele în care vor lucra să fie necesar un anumit tip de echipament pe care aceștia trebuie să-l achiziționeze. După ce am terminat această secțiune, pot să ofer detalii suplimentare privind bugetul și cum l-am calculat. După ce am terminat și am verificat tot, și bineînțeles am dat încă o dată validate, să mă asigur că toate câmpurile sunt acoperite, pot din nou să salvez proiectul și să-l transmit online după ce îl recitesc și îl verific în integralitate. Voi observa în K2 că am sumarul bugetului cu toate sumele solicitate și cu suma mea totală. Vă rugăm să folosiți punctul L, care se referă la checklist-ul dumneavoastră, să vă asigurați că ați urmat toți pașii, că ați atașat toate documentele relevante pentru proiectul dumneavoastră. Acestea se atașează în format scanat, deci în PDF, și se face în următoarea secțiune. De aici, bineînțeles, vreau să vă arăt, este declarația de onoare la punctul N, care la finalul ei are un buton de print. Deci vă rugăm să o imprimați, iar când o atașați, să o atașați în integralitate, nu doar ultima parte. Deci aveți două pagini, da? Pagina 1 și pagina 2. Nu uitați că aceasta trebuie să fie datată, semnată, ștampilată de reprezentantul legal al instituției. Aveți o secțiune unde vă întreabă National ID,
number of the signing person, la noi nu este solicitat. Prin urmare, vă rugăm să nu-l completați. Iar apoi ajungem în secțiunea de anexe. În secțiunea de anexe puteți să încărcați documentele relevante pentru candidatură. În primul rând și obligatoriu trebuie să aveți declarația de onoare. Dacă sunteți consorțiu, trebuie să aveți mandatele. Și se mai pot adăuga, rămâne la latitudinea dumneavoastră, dacă nu aveți suficient spațiu, acordul de învățare sau memorandum of understanding. Dar din nou, vă atragem atenția, acestea sunt, nu sunt obligatorii, ci doar declarația de onoare și mandatele după caz. După ce ați terminat tot, verificați din nou și dați click pe Submit Online. Asigurați-vă că dați click pe Submit Online și transmiteți formularul cu cel puțin o zi sau două înainte de termenul limită. Nu uitați că acest termen limită este valabil la nivel european și prin urmare pot apărea probleme sau erori. În cazul în care apar erori, vă rugăm să luați legătura cu agenția pe e-mail la datele indicate sau cu unii dintre cei care lucrează în domeniul VET în agenție în maxim 2 ore de la termenul final. Dacă se întâmplă înainte de termenul final, bineînțeles, luați legătura cu noi atunci. Și nu uitați la final, după ce ați dat submit, să vă imprimați formularul și să-l păstrați la dosarul dumneavoastră de candidatură. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă readuc aminte că aveți 10 minute în care să puneți întrebări, la care vă vom răspunde punctual. Mulțumesc! Bună ziua și bine v-am regăsit! Miruna Kovac din nou vi se adresează, așa cum v-a transmis colega mea deja. Timp de 10 minute vom încheia această întâlnire online doar pentru a vă permite dumneavoastră să adresați întrebări. Întrebările le puteți adresa doar în scris și vă rugăm să folosiți pentru aceasta meniul pe care îl aveți în partea dreaptă a ecranului dumneavoastră. Urmează ca în 10 minute să revenim cu răspunsurile. Mulțumim! Bună ziua și bine v-am regăsit! După cum v-am anunțat inițial, urmează acum sesiunea în care colegele mele, Sorana Vlad și Ioana Mera, vă vor răspunde la întrebările pe care le-ați adresat, atât în timpul webinarului, cât și în prealabil în formularul pe care vi l-am indicat în momentul înregistrării. Bună ziua! Vom începe cu întrebările în ordinea în care au fost adresate. Sunt unele care au fost adresate și în timpul webinarului. Prima întrebare vine de la doamna Cristina Olteanu, care ne întreabă dacă pe K1, în mobilități cu elevii, pot participa și profesori care să asigure comunicarea în limba respectivă sau doar profesori VET însoțitor. Întrebarea este foarte bună, mai ales în condițiile în care, de exemplu, este vorba de o limbă prea puțin cunoscută sau pentru care nu se găsesc profesori. Ideea este în felul următor. Nu poate participa un profesor care să asigure comunicarea, să fie pe post de traducător. Nu uitați că din banii de organizare a mobilității puteți să acoperiți și costuri pentru pregătirea lingvistică a participanților. Și mai mult de atât, dacă doriți totuși să aveți un profesor care să nu fie traducător, dar care să ofere mai mult sprijin participanților, se poate în cadrul mobilităților ca persoana însoțitoare, dacă există posibilitatea să trimiteți o persoană însoțitoare, să fie una de limba străină respectivă. Dar aceste situații se decid și punctual și se discută punctual dacă candidatura dumneavoastră are succes și este aprobată. Următoarea întrebare vine tot de la doamna Olteanu. Ne întreabă dacă la staff pot fi incluse și poate fi inclus și personalul auxiliar. Nu ne este foarte clar la ce vă referiți, dar vă reamintim că sunt eligibili, după cum v-a spus și colega mea, din cadrul organizațiilor VET, următorii. Liderii instituțiilor de formare profesională, profesorii de discipline VET
formatorii din cadrul companiilor, persoanele responsabile cu formarea profesională, consilierii de orientare în carieră și administratorii programelor de formare profesională. Deci, în mod normal, dacă ne gândim la persoana auxiliar, gen secretar al liceului, nu poate participa. Apoi, următoarea întrebare. Cât de diferit este formularul acesta față de cel pentru școlile cu profil general? Nu, formularul nu se referă la școală, ci se referă la acțiune. În cazul acesta este vorba de acțiunea cheie 1, mobilități pentru formare profesională. Dacă vă referiți la cât de diferit este față de cel pentru educație școlară, diferențele nu sunt foarte mari. Însă dacă ați completa un astfel de formular și l-ați transmite, el ar ajunge pentru VET și ar fi ineligibil. Apoi, avem o întrebare de la doamna Anca Lupei, care ne întreabă: când vorbim de angajații CCD, ne referim și la formatorii colaboratori în CCD? Când ne referim la CCD, după cum am spus, este vorba doar de angajații proprii, în calitatea lor de formatori și dezvoltatori de module de formare ai CCD. Și asta implică și faptul că activitățile lor se vor axa pe dezvoltarea profesională ca formator al CCD. Bineînțeles, dacă doriți mai multe detalii în acest sens, nu ezitați să ne contactați. Avem o întrebare de la doamna Bulai Angelica. Ne întreabă dacă am greșit tipul de mobilitate. Nu voiam VET, ci educație. Aveți două întrebări, de fapt. Una credem că se referă la formular. Dacă ați greșit formularul, trebuie să reîncepeți formularul, să folosiți formularul corect. Iar dacă ați audiat această prezentare, dar doriți să luați parte la cea de educație școlară, vă reamintim că este de la ora 15. Avem o întrebare de la domnul George Micu. Este obligatoriu ca instituția intermediar să fie din aceeași țară cu instituția de practică? Da. Este o diferență față de mobilitățile din domeniul școlar și din domeniul educației adulților. Presupunem că la asta vă referiți, pentru că aici, când vorbim de o instituție intermediară, aceasta nu este o simplă legătură cu furnizorul de formare, cum se întâmplă la educația adulților și educație școlară, ci organizația ca intermediar are roluri ceva mai ample. Și bineînțeles, cel mai important este că trebuie să mă ducă la organizație de primire relevantă, pe care ideal ar fi să o am deja în candidatură. Iar pe lângă lucrul ăsta, o instituție intermediară, v-am spus că pentru staff nu este privită ca atare, pentru că adesea la staff vorbim de schimb de experiență și de vizitarea este un cuvânt incorrect, și de activități într-un număr de instituții destul de mare versus zilele în care se desfășoară acestea. Doamna Crina Aurelia Bercovici ne întreabă: câte candidaturi în calitate de coordonator poate depune o instituție școlară? În cazul ăsta nu aș putea să vă răspund în domeniul școlar, dar o instituție poate fi coordonator la câte consorții dorește dumneai în cadrul mobilităților VET, cu condiția ca aceste consorții să fie diferite și, bineînțeles, să aibă obiective diferite, deci proiecte diferite. Doamna Ioana Câmpeanu ne întreabă: care este modalitatea de a identifica partener doritor pentru a colabora cu o școală care lucrează cu copii cu cerințe speciale? Aici aveți mai multe posibilități. Puteți să intrați pe grupul Mobilități E+ România, pe grupul Yahoo, unde sunt mai bine de 800 de organizații sau reprezentanțe ai acestor organizații și puteți să luați acolo legătura cu alte persoane din domeniul special, sau, bineînțeles, puteți să luați legătura cu reprezentanții CJRAE din zona dumneavoastră, care vă pot indica instituții cu care puteți lucra. Domnul Constantin Hrișcu ne roagă să-i spunem dacă există limitare privind numărul de proiecte K1 sau K2 pe care o instituție le poate depune. Singura limitare care există la K1 este că o instituție poate depune maxim o candidatură pe fiecare dintre acțiunile, în cazul nostru școlar, cum au și ei termenul atunci, educația adulților și VET. Dar
Să nu uitați că pe VET o organizație poate să ia parte în mai multe consorții, dar în numele strict al organizației poate să depună o singură candidatură. De aceea v-am și atras atenția când vorbeam de funcționalitate, să nu uitați că o candidatură implică atât mobilitățile elevilor, cât și ale staffului. Doamna Jamima Feneșin întreabă în câte proiecte ca unul putem fi parteneri. După cum v-am și spus, acolo nu este o limitare, este vorba pentru câte puteți să fiți aplicant unic. De asemenea, suntem rugați de domnul Flavius Ardelean să clarificăm dacă sculptura, pictura și muzica sunt considerate meserii vocaționale în cadrul programului Erasmus+. Și dacă elevii care urmează o formă de învățământ din aceste domenii sunt eligibili în cadrul unui proiect Erasmus. Bineînțeles, răspunsul este pozitiv. După cum v-a spus și colega mea la început, vorbim de elevi formabili și ucenici din învățământul vocațional și tehnic, ceea ce înseamnă că se includ inclusiv domeniile artistice. Dacă doriți mai multe detalii privind genul de mobilități care se pot realiza, vă rugăm să ne contactați. Un ONG poate reprezenta consorțiul format din mai multe unități de învățământ profesional? Ne întreabă doamna Ana Maria Cazacu. Da, bineînțeles, poate face asta în cadrul unui consorțiu, respectând regula ca minim 3 organizații din consorțiu să fie VET. Doamna Rujanu Liliana ne întreabă dacă o instituție poate depune 2 proiecte VET. Am răspuns și mai devreme, o instituție poate depune un singur proiect VET în numele instituției. Pentru un schimb de experiență, de exemplu, bugetul se calculează și pentru mobilitățile partenerilor sau doar pentru mobilitățile participanților din instituția care trimite formularul? Ne întreabă doamna Bența Petra Dana. Nu există mobilități bilaterale în cadrul VET, ci e vorba de mobilități transnaționale din România spre o altă țară din program. Doamna Cristina Olteanu ne-a mai întrebat și dacă profesorii însoțitori pot fi și de alte discipline sau doar pe VET. Am răspuns și mai devreme, este vorba, să ne reamintim că este vorba de persoane însoțitoare și acestea pot să fie și de alte discipline. Ce se întâmplă dacă o instituție depune 2 proiecte în aceeași categorie, să zicem ca unul VET? Întreabă domnul Constantin Frișcu. Dacă o instituție face acest lucru și niciuna dintre acestea nu este consorțiu, ambele proiecte vor fi declarate ineligibile. Domnul George Micu ne întreabă, dacă descrierea programului de practică nu încapă în limita de caractere din formularul de candidatură și se atașează la anexe un model complet de learning agreement, evaluatorul va putea vedea acest document? Răspunsul este pozitiv. Iar apoi ne mai întreabă, dacă descrierea programului de practică nu încapă... Este exact aceeași întrebare, a pus-o domnul de 2 ori, dar evaluatorul va lua în considerare și îl va puncta după regulile existente. Avem un profesor care ne întreabă, el fiind la școala gimnazială din mediul rural, dacă poate să participe la acest tip de mobilitate. Din nefericire, răspunsul este negativ, vorbim de formare inițială în domeniul VET, ceea ce înseamnă că apare de la nivelul liceal. Dar o clipă, vă rugăm frumos, că avem mai multe întrebări. Dacă educația adulților și formarea continuă a cadrelor didactice este unul și același lucru? Ne întreabă domnul Constantin Vrișcu. Nu sunt unul și același lucru. Educația adulților are alte componente cheie și o să vă rugăm, dacă doriți mai multe informații, să luați legătura cu colegele noastre sau să participați la webinarul care are loc astăzi de la ora 15. Putem să avem 7 elevi minori înscriși și echipa de proiect câți membri are? Ne întreabă doamna Popescu Elena Pompilia. Nu mi-e foarte clar la ce vă referiți. Dar dacă vă referiți la faptul că echipa de proiect trebuie să aibă un anumit număr de membri, nu există această solicitare. Este evident că numărul membrilor echipei de proiect trebuie să fie
corelat oarecum cu numărul de participanți. E puțin credibil să aveți nevoie de o echipă de proiect cu 7 membri dacă aveți 7 elevi minori. Mai avem o întrebare. Dacă poate cineva să aplice pentru formator Erasmus, nu știu la ce vă referiți. Din fericire nu vă putem răspunde la întrebare. Domnul Gabriel Adrian Badiu ne întreabă cum se pot modifica datele persoanei de contact a școlii noastre responsabile pentru generarea codului PIC, având în vedere faptul că persoana inițială nu mai e disponibilă, avem nevoie de anumite date. O să vă rog în acest caz să luați direct legătura cu mine. Bineînțeles că aveți nevoie să știți cum să faceți asta, mai ales dacă vreți să folosiți PIC-ul într-un proiect. Și încă două întrebări. Așa, în această ordine de idei, dacă un profesor de limbi străine dorește să acceseze un proiect în domeniul tehnic, se poate? Aici sunt foarte multe aspecte care trebuie corelate. Ar trebui să ne dați mai multe detalii. Iar doamna Laura Filimon întreabă cum justificăm suma cerută pentru participanții cu puține oportunități și ce criterii trebuie să avem când îi selectăm. Când vorbim de persoane dezavantajate, ne referim la persoane cu o situație materială precară, care vin din familii monoparentale, care au probleme pentru că se deplasează din zone rurale sau care sunt slab conectate la mediul urban. Ca să le justificați, la final va trebui să folosiți documente care dovedesc cheltuielile reale. Doamna Vasiu Constanța ne întreabă dacă școala noastră este cuprinsă într-un consorțiu PVET, putem să depunem pentru altă specializare ca și instituție separată al proiect PVET? Da, nu există nicio problemă. Dacă sunteți partener într-un consorțiu, puteți să fiți și aplicant VET în numele propriu al instituției, dar asigurați-vă că cele două nu se suprapun. La școala profesională, modulul de practică comasată se întinde pe 9 săptămâni, iar noi vom desfășura 3 săptămâni la partenerul străin. Cum vom realiza transferul competențelor, recunoașterea acestora, parțial sau total? În cazul dumneavoastră veți face asta parțial, urmând ca restul de săptămâni să le realizați în țară. Acesta e răspunsul pentru doamna Laura Filimon. Și încă o întrebare transmisă direct în cadrul webinarului. Pentru elevii școlii post-liceale și de magistri se pot realiza proiecte VET? Da, după cum am spus și la începutul acestei înregistrări, bineînțeles, ei fac parte din domeniul VET. Avem o întrebare. Aș dori să vă întreb dacă în programul de formare VET al elevilor pot fi și vizite la școli primare, urmate de discuții și workshop-uri pe tema de formare. Răspunsul este categoric nu. În programul de formare VET, elevii pot participa la mobilități care conțin activități de formare, în niciun caz vizite în școli sau discuții și workshop-uri. Excepția ar fi cei de la pedagogie. Vă rog să-mi spuneți dacă un liceu de arte vizuale ce acordă atestate profesionale elevilor la sfârșitul clasele a 12-a poate depune un proiect de mobilitate pentru formare profesională. Răspunsul este da. Cum se redactează bugetul? Vă rugăm să reluați webinarul care este înregistrat, pentru că răspunsul acesta nu are cum. Nu-l putem da textual. Deci este mult prea amplu. Și tocmai a fost expus de către colega mea, Ioana Mera. Putem depune un proiect de formare profesională pentru profesorii de la un cerc pedagogic? Răspunsul este nu. Clasele de matematică informatică și matematică informatică intensiv engleză sunt eligibile pentru proiecte de mobilitate VET? Mă refer explicit la mobilități pentru elevi. Răspunsul este da. De ce este atât de greu să câștigi finanțare pe mobilități VET când grupul țintă este format din elevi de la clasele de billing intensiv engleză? Adresez această întrebare după două eșecuri descurajante. Înțelegem persoana care pune astfel de întrebare, dar nu are nicio legătură
grupul țintă pentru care s-a depus candidatura cu succesul acesteia. Deci absolut niciun fel de legătură. Este vorba de construcția proiectului în sine. Grupul țintă format din clasele de limbi intensive engleză are exact aceleași șanse ca oricare alt grup țintă aplicant în VET. Vă mulțumim pentru toate întrebările adresate. Nu uitați că vă stăm la dispoziție. Nu uitați că timpul nostru într-adevăr a fost scurt astăzi, dar vă readucem aminte că acest webinar este înregistrat, puteți să-l reluați. Dacă aveți întrebări punctuale, mai ales că știm că sunteți cu o perioadă foarte scurtă înainte de transmiterea candidaturilor, puteți să faceți asta pe mailul instituției sau pe mailul personalului din VET. În ultimul moment, se pare că mai avem o singură întrebare. Suntem întrebați dacă pot accesa proiecte VET elevii din cadrul unui liceu tehnologic, profil resurse naturale și protecția mediului. Răspunsul este da. Este exact domeniul nostru, VET, tehnologie, deci așteptăm cu mare interes astfel de proiecte și, bineînțeles, șansele cresc cu cât sunt transmise mai mult. Vă mulțumim pentru atenție. Îi dăm legătura colegei noastre, Miruna Covaci. Doar pentru un ultim minut, mulțumim că ați participat la acest webinar. După cum știți, a fost înregistrat și în curând îl veți putea găsi pe site-ul nostru la secțiunea de webinare. Până atunci, vă dorim succes în redactarea formularului de candidatură și în măsura în care aveți întrebări, le așteptăm. Mulțumim!